Aventură, distracție, aer curat, bunătăți tradiționale și multă voie bună în regatul Zăpezii, la Stâna de Vale. Turiștii care au ales să petreacă sărbătorile de iarnă în cunoscuta stațiune din județul Bihor au făcut o alegere perfectă, mai ales că a fost inaugurată și pârtia Bradul cu telescaun. Lungă de peste un kilometru, pârtia Bradul beneficiază de o instalație de telescaun cu o capacitate de 350 de locuri. Cum a fost pe pârtie astăzi? Ok, am ca să mă dau de două ori și în rest, ok am. Cum e zăpada? Bună, zic eu. Urcarea cu telescaunul costă 10 lei pentru adulți, iar un abonament costă 200 de lei pe zi. Funcționează zilnic până la ora 17, pentru că pârtia nu are nocturnă. Dornici să guste din plin distracțiile în aer liber, turiștii au luat cu asalt pârtile deschise, Niuș și Tubing, dar și parcul Happyland Adventure. Pot să zic că este absolut super, și nu doar peisaj, adică sunt surprins în mod clar pozitiv. Tot complexul mi-a plăcut pentru schiat, mi-a plăcut mâncare, era chiar gustos, peisajele, cum am spus deja, sunt superbe. Adică o surpriză, nu cunoșteam zona și serios m-a plăcut. Aici, la Stâna de Vale, bucuriile iernii se regăsesc atât pe pârtia deschisă sau săniuși, cât și în mijlocul gazdelor primitoare. Așa că, după o zi plină, turiștii sunt răsfățați cu o masă copioasă și o cană de vin fiert. Le oferim condiții foarte bune și de cazare, hotelul e de 3 stele, și de masă. Mâncarea este foarte bună, avem niște bucătari excepționali, totul este foarte proaspăt, deci se face în fiecare zi. Așa, și baza de tratament este deservită de personal calificat. În plus, în baza de tratament avem și o saună și un jacuzzi la care au acces. Stațiunea Stâna de Vale din județul Bihor este renumită pentru aerul curat și condițiile de confort și tratament oferite turiștilor din țară și din străinătate. Aș putea să vă povestesc o întâmplare interesantă. Cei de la Ministerul Mediului au trimis un camion cu aparatură să măsoare datele de aici. Mi-au cerut... S-au legat la curent la noi ca să nu pornească generatorul lor și după 10 minute m-au rugat să îmi pornesc mașina, că indicatoarele toate erau pe zero și aveau impresia că toată aparatura e defectă. De fiecare dată când se urcă aici sau când ieși din hotel, simți că te taie aerul. Pentru un turist străin, după părerea mea, este o idee clar foarte bună să vină aici. Va avea exact aceeași surpriză pozitivă pe care am avut-o eu. Stâna de Vale, cu aerul puternic ionizat, frumusețea de basma locului și condiții de practicare a sporturilor de iarnă și distracție în aer liber la nivelul stațiunilor din Austria ori Elveția, vă așteaptă pentru o vacanță de vis.